E bine să înțelegem că, deși nouă ne place să gândim dualist și să conceptualizăm ideile de alb și negru, echivalându-le cu binele și răul, iată că astăzi o să vă propun o altă dialectică în care noțiunile de alb și negru, deși opuse, nu sunt echivalente binelui și răului, ci sunt echivalente altor concepte, conceptelor de acțiune și inacțiune, conceptelor de credință și de uitare, conceptelor de manifestare și de pierzanie. Pentru că puterea de a manifesta absolut orice în viețile noastre este strict în mâinile noastre și se poate manifesta la rândul ei în momentul în care depășim dualismul bine-rău.